sub ciurarul pentru înalte performanțe sportive, calificare la Jocurile Olimpice Londra 2012, ramura olimpică, lupte greco-romane. Felicitări! Și, bineînțeles, și din partea primăriei, ca să te pregătești poate un pic mai bine. Pentru vitamine, nu? Pentru vitamine, da. În plenul meu. De asemenea, vreau să ofer podiumul de excelență domnului Amos Andrei pentru activitatea depusă în sprijinul sportului de performanță ca director al Clubului Sportiv Botoșani. Și o să-l rog pe domnul Victor Baciu să emâneze domnului Asafi Ioan pentru rezultatele obținute ca antrenor al sportivului Alexu Ciuraru Adir, calificat la Jocurile Olimpice Londra 2012, ramura olimpică lupte greco-romane. Multă plăcere și ar vrea să vă felicit și eu pe Alim pentru rezultatul deosebit pe care l-a obținut pentru luptele românești. El este singurul sportiv care s-a calificat la lupte greco-romane din partea României. Cu atât mai mult este meritul antrenorului Ion Asafi, meritul lui că s-a sacrificat, a slăbit 12 kg ca să facă categoria și, într-adevăr, a îndeplinit un vis al tuturor românilor. Nu numai noastră, Botoșani. Cu atât mai mult, noi suntem mândri de acest sportiv care a reprezentat la Olimpiadă și care sper, din toată inima, că va purta tricolorul României la Olimpiadă. Un antrenor care m-a antrenat timp de 2 ani la lotul național de cadeți. Mulțumesc conducerii clubului care m-a susținut în acest timp cât am fost plecat și cât am fost la ei și sper să aduc o medalie de la Jocurile Olimpice, să aduc o medalie României. Doamne, așa să ne ajutăm. Dacă aveți vreo întrebare. Mulțumim pentru ce spuneați, cred că nu aveți. Nu o să poate. Pentru noi este o obligație. Este o obligație. Dacă voi fiți întrebați.